ies acolo, să uite ies. Nu, nu, le-am spus. Da, am spus. Păi uite așa s-a întâmplat. Ce, dacă nu vreți să ne ajutați? A dat cu ceva la alea? I-ai luat borna, da? Bravo. V-am încercat, dar n-am putut, pe cheile le-am găsit pe aici. Haideți cu ține. Haideți cu băiat aici. Să n-ai ce să-i faci. N-ai ce... N-ai cum să leviți. E prea în scurt. Și mai ales la ce asfalt e, uitați-vă și dumneavoastră, e denivelator. Cum putea să rezist? N-avea cum. Accidentul. Crezi că a avut vreo șansă? Nu avea nicio șansă. În funcție de carosabil și vizibilitate, nu avea cum să scape. Și mai ales că să-ți întoarcă o mașină în față, într-o mașină mai scap, dar pe o motocicletă, uitați-vă, e asfaltul tot denivelat, n-avea cum să o țină dreaptă. După urmele de frânare, după... După urma de frânare, care uitați-vă cum e asfaltul, deci o roată nu poate să stea. Șerpuiește în șanțul ăsta aici. Deci n-avea cum să o țină drept. Cred că nu era... Era același final pentru el. Neatenția din partea ambilor? Neatenția din partea șoferului auto, clar. Șoferul motociclist, el mergea drept. Neacordare de prioritate pentru șoferul auto.